Un tânăr în vârstă de 25 de ani din județul Suceava a ajuns pe masa de operații după ce a fost împușcat de polițiști. Bărbatul conducea cu viteză un microbuz pe drumul Dorohoi-Botoșani când un echipaj de poliție i-a cerut să tragă pe dreapta. Deși inițial oprise vehiculul, când unul dintre polițiști a ajuns la geam, șoferul a pornit mașina. Deși au fost aplicate semnalele de oprire corect, tânărul a refuzat să oprească, iar polițiștii au tras mai multe focuri de armă în direcția dubiței. Din nefericire, două dintre gloanțe l-au lovit pe tânăr. Polițiștii au chemat și o ambulanță. Însă, în momentul în care polițiștii s-au apropiat de autoturism, acesta a demarat în tromb. S-a pornit în urmărirea sa cu autospeciala de poliție, având semnalele luminoase și acustice în funcțiune, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea, motiv pentru care au fost executate mai multe focuri, atât de avertisment în plan vertical, cât și înspre caroseria și pneurile autoturismului. S-a reușit prinderea sa după aproximativ 5 km de urmărire, iar în urma folosirii armamentului din dotare, tânărul de 25 de ani care se afla la volanul autovehiculului a fost rănit. Ulterior, în interiorul autovehiculului au fost identificate 93 de butelii cu agent refrigerant de proveniență ucraina, fără documente. Tânărul a fost transportat la urgențe și a fost dus direct în sala de operații cu șoc hemoragic. Unul dintre gloanțe i-a penetrat un organ. În urma intervenției, tânărul a rămas fără un rinichi și o parte din colon. Acum este internat la terapie intensivă în stare stabilă. În dubița condusă de șoferul în vârstă de 25 de ani, mai erau 5 persoane care s-au făcut nevăzute în urma incidentului. Polițiștii continuă cercetările pentru contrabandă calificată și vătămare corporală din culpă.